Vă invit în această seară pentru uh, prețul a câteva minute să urmărim un pasaj din cartea 1 Samuel, capitolul 24. Câteva versete care vor pune o lumină proaspătă asupra ceea ce înseamnă să faci alegeri, să alegi în viață. Și despre acest lucru vom vorbi în minutele acestei seri rămase până la rugăciunea încheierii noastre, a noastre. Iată cum prezintă Scriptura această împrejurare de la peștera Enghedi. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus, iată că David este în pustiul Enghedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul, și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, Iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale fă ce îți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul, să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, ca să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul. Împărate, domnul meu! Saul s-a uitat înapoi. Și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele, în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în puterea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu minti în curse ca să-mi viața. Judece Domnul între mine și tine, și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea, eu nu voi pune mâna pe tine. Amin. Ne oprim aici cu cititul Scripturii și vă invit să vă reocupați locurile îngăduiți mi în câteva momente să aduc salutul Bisericii Elim din Atlanta, Iuda Versetele 20 și 21 și, în mod personal, a păstorului asistent, fratele Nelu Hășmășan, care este o cunoștință a fratelui Cornel, primit salutările și vreau să vă spun că aveți un consătean de cinste. Îl lăsăm întotdeauna să slujească și să conducă Biserica atunci când suntem plecați și face o lucrare frumoasă. De asemenea, un cuvânt de apreciere familiei uh, Mihailă, unde stăm în perioada aceasta, în aceste zile, Gian și Nicoleta, îmi sunt apropiați pentru că primul copil pe care l-am binecuvântat când am început să slujesc în biserica Elim din Chicago, atunci, unde eram împreună membri, a fost copilul lor. Acum copilul lor s-a căsătorit și mă întreb și eu cât de bătrân am ajuns în viață. Aș dori să vorbim despre alegeri. Aș vrea să pornim de la realitatea contemporană, prezentă. Fiecare zi și aproape fiecare moment te pune în fața unei alegeri. Astăzi te-ai așezat pe bancă lângă cine ai ales. Te-ai îmbrăcat cu hainele pe care le-ai ales și trebuie să admitem în viață că tot ce se întâmplă este o problemă de alegere. Alegem în permanență. Alegem în lucrurile mici, minore. Alegem în lucrurile de căpătâi ale vieții. Să nu uităm că eternitatea, viața cu Dumnezeu, ține de fapt de o alegere pe care noi trebuie să o înfăptuim, trebuie să-i dăm curs. Unele alegeri au o perioadă mai scurtă, țin două, trei zile, țin cât ține o profesie, o educație, câțiva ani de college, Alte alegeri țin de eternitate. Și, oricum, am întoarce lucrurile în viață, trebuie să faci o alegere, pentru că nu poți să înfăptuiești tot ceea ce dorești. Suntem determinați și este responsabilitatea noastră de a alege. De aceea, alegerea a fost o capacitate lăsată de Dumnezeu ființei umane. Înainte de căderea în păcat. De aceea Dumnezeu spunea în Grădina Edenului: Poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, alegi. Dar există un pom din care nu trebuie să mănânci. Este o alegere pe care trebuie să o faci. Și alegerile greșite costă și costă mult. Însă, atunci când alegem, alegem în funcție de structura noastră lăuntrică. Oamenii care au o înclinație spirituală, vor alege cu voia lui Dumnezeu în centru, vor alege într-un mod mai uh, dedicat din perspectiva lucrării lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de două surori care au ales în prezența Domnului Iisus Hristos și Domnul a reflectat la alegerile pe care Maria și Marta le-au făcut și spunea, Maria și-a ales partea cea bună. Lăsând să se înțeleagă faptul că Marta a ales altceva. Și atunci când alegi, alegi în favoarea unora și împotriva altora. De aceea, o alegere te va pune într-o postură de apreciere și de adversitate în același timp. Nu poți să rămâi neutru. Pentru faptul că ai rămas neutru, de fapt, ai și făcut o alegere. Și de multe ori costă, de aceea spunea Iosua, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și de asemenea trebuie să știi că alegerile trebuie să făcute la timpul potrivit. În Evrei, capitolul 4 cu 1, ne spune despre o alegere făcută de niște oameni bună, au ales bine. Însă expresia care răsare din acel verset și vorbește este aceasta, ca niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu, au știut unde să vină. Au știut drumul până acolo, dar au ales prea târziu și acest prea târziu i-a costat extrem de mult. Orice alegere după ea poartă o consecință, de aceea e important să știi să alegi înțelept, să știi să alegi după voia lui Dumnezeu. Cum aleg oamenii? aleg în primul rând în baza principiilor și nu a preferințelor de aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea Iov să alegem ce este drept trebuie să alegi în baza uh, adevărului și nu funcție de interesele personale Psalmul 119, 119, versetul 30 aleg calea adevărului pun legile tale sub ochii mei mă țin de învățăturile tale și un ultim lucru Alegerile trebuie să făcute în mod personal. Odată ce Dumnezeu te-a creat, ți-a dat acest har, dar și responsabilitate să alegi. Știți că însuși Dumnezeu pune în fața noastră posibilitatea alegerilor. Deutronom 30, Există atât de înțeleptă, înțeleaptă exprimarea Scripturii care spune, uh, îți pun în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul și Dumnezeu face o sugestie a unor alegeri. Alege viața ca să trăiești tu și seminția ta, însă Dumnezeu nu impune alegerile, ci îți aparțin ție, aparțin ființei tale. De aceea, în această seară, în baza pasajului din uh, Cartea 1 Samuel 24, vom vedea cum putem alege în viață și cum putem alege înțelept. Prima referință pe care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră este că o alegere înțeleaptă este o alegere în care un om face o diferențiere clară între circumstanță și călăuzire. O alegere între circumstanță și călăuzire. Pasajul este proaspăt citit și Scriptura ne spune că împrejurările în care se găsea David, justificau moartea lui Saul din punct de vedere militar. Puteau să, putea liniștit să ia viața și să justifice. domnule, n-am avut încotro. Mi-a părut în ascuțișul sabiei. Prea iubiților, omul acesta știe să facă o distinție grăitoare peste milenii și cu un ecou care se duce până în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi. Știe să facă o diferențiere într-o circunstanță, o oportunitate și între o călăuzire pe care o dă Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat la peștera Enghedi? Mai mult decât era Saul în mâinile lui David, era David sub privirile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uita din cerul și spunea, omul ăsta are o oportunitate, ce va face? În care direcție o va lua? Știți că împrejurările vieții nu sunt întotdeauna oportunități, ci s-ar putea să fie niște teste ale maturității, niște teste ale uh, uh, relației noastre cu Dumnezeu. Și Dumnezeu s-ar putea să ofere unor oameni posibilități ca să-ți să, 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 să poți să știi să alegi înțelept. Era un om care a găsit lucruri prețioase în Prada de Război, pe nume Acan. O manta de șinear, adică uh, un, uh, o manta uh, făcută undeva în Babilon, era ceva de marcă, a găsit valori și omul acesta a găsit oportunitatea și nu s-a putut stăpâni. N-a mai ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu, n-a mai ținut de vo, cont de voia lui Dumnezeu. Când a văzut prada, s-a aruncat asupra ei și-a luat și ascuns-o în mijlocul cortului lui să fie în modul cel mai sigur cu putință. Alegeri bazate pe circumstanță care au întotdeauna și în centrul atenției omul și interesul său și oamenii în jurul lui David. Ascultați cum abordează problema. Iată ziua în care Domnul dă pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Circumstanța s-a ivit. David, în câteva zile ajungi la Ierusalim și ești împăratul lui Israel, înfinge sabia în gâtul ăsta. Și te putea întâmpla lucrul acesta ușor. Alegeri bazate pe circunstanță promovează întotdeauna confortul, ce este ușor, ce este ușor de obținut, copiere la un examen. Folosirea imprudenței unui om din jurul tău în lumea de afaceri. Vorba aia, imprudența unuia e binele altuia. David se oprește puțin și spune, stați puțin. Voi vreți să ajungă păratul lui Israel și îmi dați ocazia asta. Știți ce avea să se întâmple mai târziu? Pentru că ăștia nu erau niște oameni chiar așa de puri, de curați. Știi, erau oameni cu datorii, oameni cu probleme, oameni fugari, niște haiduci adunați în jurul lui, lui David. Și oamenii aceștia aveau să-i spună mai târziu, dacă David avea să le spună, oameni buni, nu omorâți, oameni buni, nu faceți lucru cu tare și nu faceți lucru cu tare. Ăștia aveau să se întoarcă la el să-i spună, David, cine vorbește? Cine ne pune nouă rânduieli? Criminalul care a luat tronul și are sângele lui Saul pe mâini, ne spune nouă să nu furăm? Observați? lucrurile se pot întoarce extrem de periculos atunci când circumstanța este ispititoare. David știe să aleagă și pune înainte alegerea bazată pe călăuzire. Și ce pare ciudat? Că oamenii aceștia, ca să pună presiune pe David, mai folosesc o expresie ciudată. Domnul îl dă în mâinile tale. Pe vorba aia, ca să câștigi un argument, trebuie să-l pui și pe Dumnezeu acolo. Realitatea era că Domnul îl dăduse pe Saul în mâinile lui David, însă nu-l dăduse să fie omorât, ci îl dăduse ca să-l verifice pe David dacă e demn și merită tronul lui Israel. Alegeri bazate pe călăuzire au întotdeauna în centru pe Dumnezeu și lucrarea Sa. Iată ce spune David în versetul 6, este citată expresia aceasta, să mă ferească Domnul, să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă și să iau viața. Câtă înțelepciune stă în călăuzirea pe care omul acesta o primește. Prea iubiților, tronul lui Israel era al lui David. Dumnezeu hotărâse lucrul acesta. Este un termen juridic care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră de fapt și de drept. De drept, David era împărat. Era doar o problemă de timp. Dar trebuia să mai aștepte puțin. Dumnezeu are binecuvântări, Dumnezeu are lucruri care ți aparțin în ție. Însă, Dumnezeu vrea să mai aștepți până vine momentul potrivit. De drept și de fapt. Iar David înțelege lucrul acesta mai mult ca oricând, de aceea scrie cu bucurie mai târziu un psalm, psalmul 130 și iată cum descrie David. Bucuria faptului că a știut să-L asculte pe Dumnezeu. Eu nădăjduiesc în Domnul sufletul meu, nădăjduiește și aștept făgăduințele Lui. Iubiți frați și surori, stimați tineri, iubită biserica Domnului, făgăduințele Domnului sunt gata să se reverse la momentul ales de Dumnezeu. Sunt momente în care adolescentul trebuie să aștepte Părintele trebuie să aștepte, pocăitul trebuie să aștepte călăuzirea lui Dumnezeu și să știe să depășească testul înțelept pe care îl așează Dumnezeu în față. Modelul înțelept al alegerii între călăuzire și circumstanță este Iisus Hristos. Matei capitolul 4. Circumstanța este oferită. Iată împărățiile pământului sunt ale tale. Ți le dau ție pe toate. Doar închină-te mie. Însă Domnul alege călăuzirea lui Dumnezeu și alege calea crucii și a suferinței. Acesta este primul aspect, ca să faci o alegere înțeleaptă, să știi să, faci un, o, să discerni între circunstanță și călăuzire. Apoi, o alegere înțeleaptă este să știi să faci o diferență între influențele din jur și integritatea personală. În jurul lui David au fost oameni care au dorit mult ca David să ajungă împărat, pentru că scăpau de problemele lor. Inițiativa unirii cu David a fost a lor, însă oamenii aceștia n-au ajuns niciodată sfetnicii lui, pentru că David știa de ce sunt în măsură. Deși erau foarte amabili și aveau pe buzele lor Cuvântul lui Dumnezeu, în inima lor n-aveau Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia știau să influențeze, știau, există o lege a influenței. Mediul în care ești va exercita asupra ta o influență, ori tu vei exercita o influență asupra mediului în care ești. Oamenii care sunt în jurul tău îți vor împrumuta limbajul și filozofia de viață, ori tu le vei da lor uh, un mod de viață. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu, nu vă înșelați! tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și când le strică, nu știm, dar undeva se erodează ființa umană și la un moment dat cedează sub influență. Mi-aduc aminte de un coleg de armată în România care la un moment dat, deși ne întâlneam să ne rugăm împreună, era voie să facem lucrul acesta, nu ne împiedica nimeni, a început să nu mai vină la întâlnirea noastră de rugăciune și un alt soldat ne-a spus, vezi că ăsta pocăitul ăsta tău, ăsta e undeva cam pierdut și l-am întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Și omul mi-a povestit niște falimente ale lui. Și l-am întrebat, cum de ai ajuns în starea asta? Că din câte știu, ai trăit într-o familie de oameni credincioși, am rămas șocat să aflu ceea ce s-a întâmplat cu el. A spus în felul următor, știi că aici oamenii vorbesc extrem de deșanțat, extrem de mizerabil, extrem de periculos. Și în primul rând, când am venit și ascultam pe ofițeri, pe celălalt soldat vorbind murdar, era obositor pentru mine. Nu puteam să le ascult limbajul acela. După aceea am început să devin ca anesteziat. Și am început să fiu rece. Ori înjurau, ori cântau, nu mă afecta. După aceea, în mintea mea, am început să asociez împrejurări de viața mea și în mintea mea să rostesc cuvinte murdare ca să mă răcoresc, spunea el. Și la urmă am ajuns cu voce tare să rostesc aceleași cuvinte. Pentru că mediul în care ești te influențează Ortul influențez. Iată câteva simptome a unui mediu toxic. În primul rând, invocarea urgentului. Oamenii lui David au zis, iată ziua, acum este momentul și acum vorbește Dumnezeu. O alta este denigrarea semenului. Dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. David l-a numit unsul domnului, iar ei îl numeau vrăjmașul lui. O altă simptomă este alimentarea vulnerabilităților personale. Făi ce ți-va plăcea. Acestea sunt influențe pe care diavolul, prin oamenii din jur, oameni slabi, oameni neînțelepți, vin să le așeze, vin să le pună însă David nu-și folosește influențele din jur, ci rămâne în stăpânirea integrității sale personale. Și ce spune cuvântul Domnului în Cartea Proverbelor? 22 cu 1, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Pentru că înseamnă că ai integritate. Știți ce dovedește integritatea ta? Am văzut oameni care, mergând pe telefon și urmând anumite uh, slide-uri de pe social media, i-am văzut tresărind. Și când i-am văzut că tresar, am vrut să fiu curios ce se întâmplă, peste ce au dat. Sunt oameni care dau peste imagini obscene, peste vorbe porcoase și mai și amuză. Și ce dovedește asta? Criză de integritate. Dovedește faptul că tu de fapt ești obișnuit cu mizeria în care adesea îți ajung privirile sau mediul. Integritatea lui David era o forță. Și forța integrității lui se dovedește în faptul că inima a început să-i bată în timp ce tăia colțul mantiei lui Saul. Nu era confortabil în anturajul vorbelor porcoase, nu era confortabil în mijlocul oamenilor care își permiteau. Vorbe cu două înțelesuri, în care al doilea înțeles e mai puternic decât primul, aș vrea să te întreb în această zi: Ce se întâmplă cu tine când ajungi în momente, de în momente și în uh, împrejurări în care nelegiuirea îți bate la ușă? Psalmul 1 nu se duce, nu se așează, nu se oprește sau te prăbușești cu totul în mizeria care ți se oferă? Iată că omul acesta dă dovadă de integritate. Uh, a rămas cu colțul mantiei lui Saul în mână, dar nu cu gâtul lui Saul, și nu cu viața lui Saul, și nu cu sângele lui pe mâini. Dacă ai ajuns într-o circunstanță a vieții, mizerabilă, de la morală la afaceri, și n-ai nicio vibrație în tine, să știi că ești cu integritatea la pământ și influențele vor fi mai puternice, David, prin forța integrității, nu numai că se salvează pe el, salvează pe alții. Salvează pe alții. Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat și a ieșit afară din temniță. Ultimul lucru la care vreau să poposesc în câteva momente este cu o alegere înțeleaptă, este și o discernere între răzbunare și reverență. Răzbunarea bătea la ușă și răzbunarea este întotdeauna prima care îți dă guess, te trimite în față. Este un instinct în noi să ne răzbunăm. Însă omul acesta știe să răsucească sau să înlocuiască răzbunarea cu reverența. În instinctul răzbunării, putea foarte bine să nu-și rateze șansa omorârii lui Saul. Însă omul acesta se uită altfel, pentru că știe că răzbunarea nu-l ajută la nimic. De aceea, în Apostolul Pavel preia ideea răzbunării și spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea. De ce nu este răzbunarea la îndemâna oamenilor? Pentru că este ceva pe care oamenii nu pot să menajeze, deși le dă ghes, le dă instinct. Înțeleptul, deși este ispitit și forțat de puterea răzbunării, știe să o lase în mâinile lui Dumnezeu că va ști foarte, foarte bine Dumnezeu să reverse dreptățile sale. În momentul în care dă la o parte răzbunarea, rămâne reverența pentru unsul Domnului. Și iată ce înseamnă reverență. David vede că Saul este într-un mediu toxic și spune, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David, îți vrea răul. Și apoi, un om care are reverență pentru cel falimentat, Saul era un falimentar, împărat, împărat, dar falimentat. A falimentat și el și garda lui de corp. Însă David nu ia colțul să spună la tot să râdă. Uite, uitați împăratul Israel, uitați-i colțul Sarcasmele, agresivitățile, falimentului altuia. Nu te educ la o, sau nu descriu o stare de spirit înțeleaptă. Descriu un faliment al tău. Descriu că știi să te răzbuni, dar nu descriu sub nicio formă faptul că știi să te uiți cu reverență la o creatură a lui Dumnezeu la un om al lui Dumnezeu. În faliment cei drept, cum era Saul, în faliment cei drept, cum e colegul tău de formație, în faliment cei drept, cum e prietenul tău. Însă falimentul este a lui și ajunge falimentul. Nu-i mai trebuie peste faliment încă unul să-l pună cu capul sub apă, ci are nevoie de cineva să ridice. Și acesta îi spune, uite-ți colțul mantiei. Și-ar vrea să spun că în loc să țin colțul mantiei, pe care tu l poți vedea aș fi putut să țin capul și să se uite alții și trupul să ți fie întins la pământ într o baltă de sânge. Însă un om înțelept, întotdeauna știe să aleagă. Funcție de călăuzire și nu de circumstanță, funcție de integritatea personală și nu de influențele din jur și știe să aleagă. Funcție de reverența creațiunii lui Dumnezeu și nu de răzbunarea personală. De aceea în această zi Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să aducem în relațiile noastre, în familia noastră, alegeri înțelepte care poartă pecetea Domnului. Amin.